Peste 2100 de persoane au fost verificate în ultimele 24 de ore de angajații din structurile din Maramureș ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării Naționale. Ca și în celelalte zile, polițiștii, jandarmii, polițiștii locali și polițiștii de frontieră au urmărit dacă maramureșenii respectă măsurile de izolare la domiciliu sau dacă ies din locuințe doar pentru un scop bine determinat. Și se pare că în continuare suntem deficitar la capitolul disciplină. 136 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 383.000 de lei au fost aplicate de oamenii legii. Pe timpul misiunilor au depistat și sancționat contravențional 107 persoane care nu au respectat prevederile ordonanței militare numărul 3 referitoare la interzicerea circulației în afara locuinței sau gospodăriei. Comitetul județean pentru situații de urgență informează că în prezent în izolare la domiciliu sunt peste 2300 de persoane, iar în cele 41 de centre de carantinare mai bine de 1200. Grupul de comunicare strategic a anunțat că la nivelul județului Maramureș avem 43 de cazuri confirmate de coronavirus mai multe cu unul decât ieri. De asemenea, sunt cinci persoane care s-au vindecat.